noaptea-i cu lune, iubita cu jură-n fraze parfumate, iubire-i nebune, dar minte cu... Am avut și o activitate socială, sportivă, am făcut cărărie, motocicletă, bicicletă, înot, tenis și așa mai departe, cum era moda în perioada interbelică, și am continuat. Până de curând am încetat să conduc mașina la vârsta de 92 de ani, fiindcă aveam tulburări de vedere și mi-era teamă să nu fac un accident. Dar aș fi putut să conduc. Așa că am avut toate aceste... Am avut și o pasiune pentru călătorii. Am călătorit mult. Cu mașina, am condus întâi cu motocicleta. Am 15 ani, am cutrerat țara românească, tenea o frontieră la cealaltă, nu puteam ieși, că era regim comunist. După aceea am avut mașină și cu mașina am cutrerat toată Europa. Am mers aproape în toate orașele mari ale Europei și le-am vizitat. După aceea cu avioanele am putut să văd America de Nord, am văzut America de Sud, am putut să vizitez Asia de Sud-Est, am fost în Extrem Orient, în China, în Japonia, în Thailanda, am avut o clinică la Singapore, am avut în Turcia. Așa că am avut și acest aspect de călător care se ducea cu treabă, dar în realitate se și ca să vadă la fața locului, în special aspectele culturale, antropologice și de mare cultură pe care le-am putut vedea. Am putut să văd aproape toate operele mari de artă ale lumii, arhitecturale, picturale și așa mai departe. Așa că vedeți că activitatea mea a fost destul de bogată. Toată această activitate, să știți, de om de știință și de om de cultură, am făcut-o și în cadrul unei deschideri către spiritualitate. Am fost educat să fiu religios, am fost religios, am făcut parte din organele de conducere ale Bisericii Ortodoxe Române, conduc o fundație religioasă a unei biserici făcută de un strămoș de-al meu și am și astăzi implicați în domeniul teologiei, scriu cărți referitoare la aspecte teologice și sunt un practicant al Bisericii Ortodoxe Române. Astăzi am o activitate așa. În primul rând, sunt profesor la Universitatea Ecologică, care este o universitate privată, pentru că la vârsta mea la stat nu se poate lucra. La această universitate predau un curs de neuropsihologie, un curs de antropologie și un curs de genetică, pe care le predau și acum, la vârsta mea. Predare, discuții cu studenții, examene, toate operațiile necesare în învățământul de fac. După aceea, cum v-am mai spus, conduc Institutul de Antropologie, unde să fac lucrări științifice, unde să fac ședințe de referate, ședințe de conferințe, de lucruri, conduc doctorate și postdoctorate. Deci aceasta este activitatea mea știință astăzi. În afară de asta, conduc o fundație care se numește CIADO de luptă împotriva drogurilor. Adică m-am angajat împreună cu câțiva colaboratori să activez în conștiința oamenilor pericolul imens pe care le reprezintă drogurile și să dinamizez cei responsabili, despre cei din cei în clasa politică, pentru ca să participe la combaterea cât mai activă a drogurilor. Și am o viață socială, adică mă duc la recepții, mă duc la... Hai să spunem așa, la petreceri, așa, moderate, fără să fie expansive, cum sunt uneori. Așa că am și această activitate. Și am avut câtva timp, vreo 10-20 de ani, și o activitate politică. Am fost membru al Partidului Național Liberal, am condus și partidul la un moment dat, dar la aceasta am renunțat, pentru că de la o anumită vârstă, viața politică nu mai este accesibilă. Am dat până acum o săptămână consultații la o policlinică, dar acum m-am retras din cauza dificultăților birocratice, nu altele, și din cauza faptului că pe undeva familia m-a împiedicat
din cauza primejilor reprezentate de pandemie. Dacă nu era pandemia, cred că consultam mai departe la o policlinică privată, nu am făcut cabinet aici la mine, am avut, dar acum n-am mai avut, că era mai comod așa, și aveam consultații săptămânal de neurologie la policlinică din sistemul Regina Maria. Așa că am renunțat din motive absolut nebiologice, mai mult contextuale. Iubire pe vecie, e tot ce vreau să-mi dai. Iluzii dulci, speranțe înșelătoare. Întâi să mă vezi că ai fost o veterinară genetică. De altfel, părinții mei au fost longevivi, bunicii mei au fost longevivi, străbunicii mei au fost longevivi. Deci am avut o bază biologică pentru durata vieții. Iar pentru activitate, că am activat tot timpul. Eu nu m-am obosit, nu m-am odihnit niciodată, n-am abandonat serviciul, n-am avut perioade decât perioadele legale de vacanță. Altfel, am lucrat în continuu, vă spun, de 78 de ani până acum de curând. Și acum lucrez în continuare.